Bună ziua, iată, continuăm în luna august cu organizarea cuiburilor, vedem cantitatea de puiet, vedem ramele albe și să organizăm un pic cuibul. Luna aceasta, pe familiile acestea care sunt ok, e ultima lucrare, o să mai venim în septembrie. Dacă v-am prezentat cum stăm cu roi, am zis hai să vă arăt cum stăm și cu o familie. Să vedem cantitatea de puiet. Și cam asta e. O familie măricită. Familie bună, cu matcă din anul trecut. Așa se prezintă pentru început. Ne-am luat și măsuri de protecție în caz că s-ar face furtișac și folosim o ladă pe care o putem acoperi instant. Aici avem diafragma, fiind o familie, folosesc acest model ca să încap albina. Dacă aveam după 10 rame, acesta era cam și capul al doilea plin de albin. Plin, adică avea spațiu de lucru. Aceste rame de după diafragma sunt doar ca rezervă, eu le dau și mai după diafragma aici. Iată, le dăm încet, încet strângem cuibul. După diafragma ursul, vreau să zic, aceste rame sunt date. Mai avem și trâmpări. Avem și rame cu păstură, miere. Hai, dăm după diafragma principală aici. Așa. Vedem că câte rame rămâne. Iată o altă ramă, aici am mai adus miere, avem păstură și această ramă o strângem. Dacă mă întrebați pe câte rame strâng, eu de obicei în august las puietul și două rame mărginașe. Acum intrăm în partea din fața stupului. Se vede prima ramă ce avem aici. Păstură cât cuprinde, deci avem păstură suficientă pentru corpul gras. Deocamdată îl dau aici rama, deocamdată, ca să parcurgem toată familia. Încerc să mă mișc cât mai repede, fiindcă și aici o altă ramă cu păstură. Aceasta va fi prima ramă cuibului pe care îl formez acum. Deci, prima ramă are câteva celule de puiet care trebuie să eclozeze. Aici avem puiet căpăcit și larvar.
Iată, și pe partea asta avem și ouă. O altă ramă. Aici avem puiet căpăcit. Putem spune că e a doua ramă. Mergem mai spre interior. Iată, a treia ramă cu puiet căpăcit. E foarte bine, deci anul ăsta e super, super bine. Aici avem a patra. Iată ce puiet frumos avem aici, gata de eclozare. Tot puietul căpăcit acela e puiet pentru iarnă. Avem a 5 aici, avem ouă, larve. Foarte frumos, foarte frumos. 5-a ramă. Iată, avem și a 6-a ramă cu puiet. Aici avem larve în celule goale. Larve și puiet căpăcit, câte o celulă de miere, da. Aia nu este nicio problemă, ai adus acum. Deci avem 6 cu puiet. A, 7-a cu puiet, iată. Foarte, foarte frumos. Și miere, și coronițe, și puiet, și larve, și ouă. 7. Foarte, foarte bine. Aici avem și a 8-a. Să văd dacă are și ouă. Aceasta este a 8-a, dar va... Man, avem și larve. Avem și larve. Deci, avem puiet pe 8 rame în luna august. Foarte bine stăm cu puietul și cu mâncarea stăm bine. Avem și miere. Da, aici avem miere căpăcită, iată, arată foarte bine. Deci avem 8 rame cu puiet în toate stadiile. Împing un pic, fiindcă vreau să aduc mierea, deci să aibă o ramă plină cu miere în capăt. Așa, o să vă arăt și prima ramă. Și pe aceasta avem miere. La patul cald, partea din fața ultimei rame, în general este goală și acum eu profit de această situație de a întoarce rama. Bun. Organizarea acestei colonii va fi pe 11 rame. Așa.
Am zis 11, am greșit, e pe 12. Este pe 12 ran. Bun, acum lăsăm diafragma aceasta aici. Iar cele 3 rame cu mâncare vor fi, să zicem, de stimulare. Așa arată o colonie. Foarte frumos. Bun. Până data viitoare, numai bine.